Bună seara și bine ați venit la 360 de grade. În sufletul care nu îl cunoaște pe Dumnezeu apar tot felul de ispite care ne pot tulbura într-un mod viclean. Cum să păstrăm acest har prin care sufletul are o odihnă și merge ca printr-o grădină minunată în care trăiește Iisus Hristos și Maica Domnului? Celor care își doresc o cale scurtă și clară către mântuire, iată ce sfat ne dădea Părintele Iustin Pârvu. Fii ascultător, înfrânat, nu osândi, păzește-ți mintea și inima de gândurile cele rele, pentru acest gând smerit, harul Duhului Sfânt te va lumina. O șansă minunată de a fi mai aproape de Dumnezeu, alături de Sfinții Părinți ai Neamului, de mari preoți duhovnici, de locurile minunate și încărcate de har ale României, mănăstiri și biserici, ce adăpostesc icoane făcătoare de minuni și moaște ale Sfinților. Despre toate acestea, astă seara, alături de noi în platou, Lucrețiu Tudoroiu. Bună seara, Lucrețiu, și bine ați revenit! Bună seara! Într-adevăr, copleșitor acest subiect. Astă seară ne-am propus, deoarece amândoi, am făcut două pelerinaje în același timp, dar în locuri diferite, așa s-a întâmplat și chiar mi-a venit ideea să ne unim forțele astă seară și să prezentăm fiecare ce am vizitat. Eu voi vorbi despre un pelerinaj pe care cu siguranță l-ați făcut și dumneavoastră în minunatul ținut din zona Iașului și Piatra Neamț, acolo unde sunt mănăstiri de mare forță și locașuri de cult extraordinare, minunat, impresionant. Și dumneavoastră tocmai ați venit dintr-un alt pelerinaj. Așa este. În Argeș am fost, într-adevăr, și aici sunt câteva lucruri excepționale din punct de vedere spiritual și recomand tuturor să încerce în această perioadă, pentru că toamna este foarte potrivit momentul. Trebuie să ne gândim așa, tot timpul au fost perioade tulburate, tot timpul au fost vremuri în care oamenii nu și-au mai putut controla, poate, viața așa cum ar fi dorit. Pentru că au fost războaie, pentru că au fost molime, nu e prima dată, au mai fost și altă dată astfel de evenimente. Înainte de a începe și de a vorbi despre toate aceste mănăstiri minunate și de a prezenta icoanele făcătoare de minuni, de a vorbi despre moaștele sfinților care se găsesc în aceste mănăstiri, cu siguranță toată lumea știe cât har există acolo și cât de mult ne sporește puterea în credință în momentul în care intri într-un astfel de, pe de o parte, monument istoric și locaș de cult, pe de altă parte un loc în care te întâlnești cu Dumnezeu mult mai ușor decât în zgomotul acesta specific orașului. Nu este vina nimănui, sigur că da. Aș vrea să spunem și câteva vorbe despre Sfinții Duhovnici ai Neamului. I-aș aminti pe Părintele Iustin Pârvu, pentru că tot am fost la Mănăstirea Petru Vodă, Paltin Petru Vodă și Petru Vodă, și Părintele Ilie Cleopa de la Mănăstirea Sihăstria, mari duhovnici ai Neamului care ne veghează de dincolo și care prin vorbele lor de duh ne-ar fi un mare sprijin în aceste vremuri în care poate ar fi totuși bine să ne plecăm urechea și sufletul mai ales și să ne deschidem în credință către acești mari pedagogi ai neamului românesc, că sunt foarte mândră de locurile acestea minunate ale țării și de toți sfinții preoți și chiar și acum găsim călugări preoți care au o vorbă bună. Am discutat cu câțiva dintre ei, a fost copleșitor, de exemplu, la Mănăstirea Vlădicen, Părintele Calistrat Chifan, chiar am cerut permisiunea Părintelui data viitoare să facem un interviu. Călugări cu care am stat de vorbă și care sunt o revelație pentru un suflet. Până la urmă suntem puțin chinuiți cu frici, cu angoase, cu supărări și voiam să menționăm astă seară câteva dintre vorbele de duh ale sfinților preoți. Spuneam despre preotul Părintele Ilie Cleopa, care ne întreba: știți voi cine este Maica Domnului? Și tot dânsul răspundea: împărăteasa heruvimilor, împărăteasa toată făptura, cămara întrupării lui Dumnezeu, cuvântul și ușa luminii. Ea este ușa vieții, pentru că viața Hristos prin ea a intrat în lume, pot către cer și porumbița care a încetat potopul păcatelor. Iată, poate mai des ar trebui să ne gândim la sfinții noștri, pentru că îți crește atât de mult puterea și credința, încât
descoperi un alt om în tine, un om puternic, un om care nu mai are nevoie nici măcar de sfaturi din exterior, pentru că l-a găsit pe Dumnezeu. Așa este, pentru că sfinții sunt modele exemplare. Sunt și o confirmare a faptului că nu putem, noi putem, trebuie și putem să ne îndumnezeim. Nu există limită pentru această îndumnezeire și câteodată în vremurile tulburi, foarte tulburi și îngrozitoare, cu momente îngrozitoare pe care le trăim, exemplu unor persoane care au reușit să domine istoria și să aducă cuvântul lui Dumnezeu oamenilor. Este foarte important, pentru că ne ajută și pe noi să actualizăm cuvântul lui Dumnezeu. Și părintele Cleopa mai avea o vorbă foarte frumoasă, n-am auzit din gura lui vreodată o vorbă urâtă, Doamne apără și ferește. Mâncava raiul. Spunea, mâncava raiul. Da, exact. Extraordinar. Trebuie să ne întrebăm atunci când foarte multă lume spune că ne merge rău, că avem tot felul de ghinioane. Sunt lucruri foarte simple pe care acești minunați călugări încă ni le pot spune atunci când pășești într-o astfel de mănăstire. De exemplu, spuneam despre calea scurtă spre mântuire, ce sfat ne dă părintele Cleopa. Fii ascultător, înfrânat, nu osândi, adică nu vorbi nu despre judeca. Alcool, nu judeca, păzește-ți mintea și inima de gândurile cele rele, sigur, prin credință și rugăciune, și gândește că toți oamenii sunt buni și Domnul îi iubește și astfel harul Domnului Sfânt va intra în tine și va zice, milostiv este Domnul, pentru că sufletul păcătos și robit patimilor nu poate avea pace. Deci, iată, putem să nu avem pace în aceste momente, dar trebuie să perseverăm în credință și la fiecare predică părintele Cleopa, vom vedea imediat imagini de la Sihăstria și de la mormântul părintelui Cleopa, îi întreba pe oameni dacă au acasă o icoană cu Maica Domnului, dacă aprind o candelă la Maica Domnului și dacă se roagă, pentru că așa o iei pe Maica Domnului ocrotitoare și este grabnic ajutătoare în necaz. Trebuie să înțelegem lucrurile acestea. Dincolo de orice fascinația noastră pentru aceste vremuri moderne și mondene totodată, care au farmecul lor, sigur că da, și până la urmă și eu le înțeleg, noi nu putem face față durerii unui suflet, oricât de multe lucruri i-am spune unui om despre el și înțelegeți la ce mă refer, tot nu poți să ai puterea pe care o are credința care intră în suflet. Eu pot să-l ajut cu un sfat, un terapeut cu alt sfat, dar când intră credința în suflet, nimic nu-l mai poate întoarce pe om de la Dumnezeu. Așa este. Noi trebuie să înțelegem un lucru. De ce sunt importanți marii duhovnici de care vorbeai mai devreme? Pentru că ei aduc mesajul lui Hristos, care e un mesaj în afară de timp, este un mesaj atemporal vremii noastre. De ce folosesc înțelepciunea veche și o exprimă în cuvinte noi? Da? Deci, de aceea este foarte important să înțelegem că cei care până mai alaltăieri au fost alături de noi și ne-au vorbit și ne-au îndreptat din greșelile pe care inevitabil omul obișnuit le face, au fost orânduiți de către Bunul Dumnezeu să trăiască în vremurile noastre pentru a ne ajuta să depășim istoria acestor vremi. Da? Și atunci e foarte... Nu zic că sfinții din vechime, Doamne apără și ferește, nu sunt buni, sunt extraordinari, deci unii dintre ei rămân lucrători prin intermediul moaștelor până în vremurile noastre, dar cei care au trăit în vremurile noastre sunt mai apropiați pentru că reușesc să fie un leac. Exact, să fie un leac pentru bolile vremii noastre și sunt boli. Care sunt bolile vremii noastre? Neîncrederea în Dumnezeu. Da? Și omul se izolează de Dumnezeu. Haideți să începem să vedem mănăstirile și vom vorbi pe parcurs, pentru că sunt multe lucruri de spus. Una dintre primele mănăstiri din ținutul Ceahlăului pe care am vizitat-o zilele trecute a fost mănăstirea Durău cu hramul Buna Vestire, ctitor una dintre fiicele lui Vasile Lupu, inclusă și ea pe lista monumentelor istorice, acolo unde chiar părintele Iustin Pârvu a intrat prima dată în 1936. Aici se spune că Muntele Ceahlău, știm, este un munte sfânt, deci iată acest loc minunat în care te poți reculege de o forță incredibilă și rugăciuni care capătă o putere deosebită în momentul în care intri aici. Foarte frumoasă mănăstirea, m-a impresionat. Așa este. Să nu uităm că pe multe hărți vechi Muntele Sfânt al Dacilor Cogaioan este localizat aici, în zona Ceahlăului.
Deci o veche înțelepciune dinainte de creștinism a fost înălțată, iată, prin trăirea creștină din această zonă. La Durău și în zona aceasta de munte sunt într-adevăr mănăstiri cu oameni sfinți și de foarte multă vreme pelerinaje au fost tot timpul. Acum lacul Bicaz cumva a adus într-un fel și un aflux de turism, să zicem, în această zonă, dar rămâne o zonă de pelerinaj și să ne gândim că e un loc în care ne putem înălța și la Durău. Nu este de ignorat nici forța locului, apropo de acest munte sacru al dacilor, acest Cogaion, deci foarte important este faptul că toate aceste mănăstiri sunt situate și în locuri de mare forță și spirituală și energetică. O altă mănăstire absolut superbă, vorbesc puțin mai repede să ne ajungă timpul, mănăstirea Paltin Petru Vodă, închinată Adormirii Maicii Domnului și Sfântului Mucenic Pantelimon, o mănăstire înființată din inițiativa părintelui Iustin Pârvu, atunci când era duhovnic la mănăstirea Petru Vodă. Această mănăstire este și un centru filantropic, are aici un spital și un azil de bătrâni, repet, din inițiativa părintelui Iustin Pârvu. Aici au fost foarte multe minuni, o minune chiar anul acesta am văzut și eu zilele trecute. Iată aici este chilia părintelui Iustin Pârvu, unde sunt toate obiectele dânsului. Se știe că părintele Iustin Pârvu, pe lângă faptul că era văzător cu Duhul și era avea o putere incredibilă de a citi în inima omului, de o bunătate fără margini, un preot care a suferit în închisorile comuniste 16 ani, 12 după care încă 4 pentru că nu s-a lepădat de creștinism. Aici și icoane din care izvorăște mir, de exemplu icoana de la moaștele Sfântului Nichifor Leprosul, chiar și din icoana părintelui Iustin Pârvu a izvorât mir, iar acum, chiar anul acesta, am și văzut, spuneam, a plâns cu mir o icoană a mucenicilor temnițelor comuniste din Muzeul Mărturisitorilor, chiar din chilia Sfântului Iustin Pârvu. Se vede clar mirul cum curge pe icoană, au venit creștini și au luat mir, este o minune. Pentru că această icoană a duhovnicilor neamului, care din chilia duhovnicului neamului, care zugrăvește toate chinurile sfinților și ale duhovnicilor condamnați la închisoare pe nedrept. Așa este, pentru că noi trebuie să înțelegem că în cea mai adâncă, eu știu, cădere a istoriei orizontalității, Hristos vine și ne ridică. Deci asta este mesajul pe care îl aduc acești oameni care au ajuns și n-au refuzat temnițele comuniste, ei nu au vrut să fugă, au trăit acolo, au suferit, s-au mântuit, ca să se înalțe ei și ca să înalțe pe cei din jur. Adică mesajul lui Hristos care este interiorizat de acești oameni sfinți care s-au dus în, din biserică în închisoare, exact. Ei n-au făcut decât să transforme închisoarea într-o biserică. Deci trebuie să înțelegem exact lucrul ăsta. Exact, este extraordinar. Suferința lor și exact cum spunem, minunele izbăvirii prin credință, nu au vrut să fugă de suferință, din potrivă, am văzut și la Sfântul Nichifor Leprosul, se spune că a avut această boală pe care a dus-o, 41 de ani a slujit în biserică, o boală sfântă, așa i-a spus, o boală sfântă, lepra, pentru că s-a mântuit prin acest chin în care, așa cum era, a luptat cu boala și a slujit Domnului ca monah. Și în 2014, de asemenea, o icoană a Maicii Domnului, tot la mănăstirea Petru Vodă, a izvorât mir, a plâns cu lacrimi de mir, cum se spune, o icoană care le-a fost dăruită maicilor la un an după moartea părintelui Iustin Pârvu de către preoții de la muntele Sfântul Munte Athos, ca alinare pentru suferința pe care au avut-o după dispariția părintelui. Bine, dispariție, pentru că chiar m-a impresionat o măicuță de acolo, mi-a spus, vă las, m-am dus în chilia părintelui să mă rog, îl cunoscusem în viață pe părintele de două ori, eu nu plâng atât de ușor, dar am plâns efectiv când am intrat în chilia sa atunci când trăia și mi-a spus, măicuța, impresionat, am întrebat dacă pot să intru, dacă am voie, și mi-a spus, da, vă las cu părintele. A fost așa un moment chiar impresionant de introspecție și de rugăciune. Așa e, pentru că e o ridicare.
Deci pentru oamenii sfinți care ne-au fost dați ca să ne înalțe pe noi, moartea, oricum moartea este cealaltă parte a vieții noastre, dar pentru ei e vorba de o înălțare, da? Și cu înălțarea aceasta noi trebuie să înțelegem, este și o poveste, ce trebuie să înțelegem din modelul lor? Faptul că trebuie să-i urmăm, de faptul că se poate să ne îndumnezeim, faptul că viața noastră nu e doar orizontalitate, e bine, deci Doamne apără și ferește, e bine, o casă, mașină, vacanțe, deci sunt lucruri normale, astea nu sunt rele, deci nu trebuie să înțelegem că trebuie acum cu toții să ne ducem în codrii neamțului sau a Argeșului. Dar noi trebuie să înțelegem că putem, dacă ei au putut să-L aducă pe Hristos în temniță, și noi putem să-L aducem pe Hristos în lume. Da? Deci noi trebuie să înțelegem că, de fapt, nu e o închisoare și ne va fi foarte ușor și mult mai ușor decât lor, pentru că ei din biserică s-au dus în temniță și au suferit îngrozitor, deci, dar s-au înălțat prin Hristos. Iar noi trebuie să înțelegem faptul că noi suntem în lume și atunci să-L aducem pe Hristos în lume. Aici avem imagini de la, îmi cer scuze, lucrez, de la mormântul Sfântului, de la mormântul Părintelui Iustin Părvu, unde lumea vine să se roage și... La fel și la Sihăstria, da. Și la fel și la Sihăstria, la mormântul sunt... am zis Sfântul, Părintelui Cleopa, pentru că aici este exact ceea ce... Unde este și Părintele Paisiolarul la Sihăstria, da. Ceea ce te gândeai și tu probabil mai devreme, că acești oameni au fost sfinți. Da. Da? Au fost oameni sfinți și... Sfinți în viață, n-ar fi rău, trăiau. N-ar fi rău, poate, după trecerea unui cuvenit timp, forurile competente să... Da. Cea de la canonizarea lor. Și aici și mormântul tot la, da, mănăstirea Petru Vodă, mormântul Părintelui Calciu Dumitreasa. Voiam să spun că a mai fost o minune, dar sunt multe lucruri de spus într-un timp destul de scurt. Tot la Petru Vodă, moaște ale unui preot, unui călugăr de la Muntele Athos, care au rămas nemistuite de flăcări într-un context în care la Petru Vodă a ars un etaj al mănăstirii și moaștele au rămas ca printr-o minune acum câțiva neatins. Adică printr-o minune. Printr-o minune, exact. Nu ca printr-o minune, printr-o minune. Da. Mănăstirea Sihăstria cu hramul Nașterea Maicii Domnului, aici într-adevăr foarte multe... Da. Foarte multe construcții avem. Ctitor duhovnicesc Părintele Ilie Cleopa, care chiar spunea, nu știți voi cât mă rog cu lacrimi pentru a vă înțelege și a fi dragoste între oameni, și un alt mare ctitor al sufletelor oamenilor, Părintele Paisiolaru, tot la Mănăstirea Sihăstria, preoții ai răbdării, ai bunătății, ai smereniei și ai blândeții, ar trebui să fie modele pentru noi toți. Oricât de mult ne-ar fi dragă viața aceasta, care până la urmă suntem oameni, din când în când ne face bine să ne raportăm și să luăm drept modele acești sfinți duhovnici, mari duhovnici ai neamului, mari. Într-adevăr, aici icoana făcătoare de minuna Maicii Domnului. Și tot în cadrul Mănăstirii Sihăstrii avem și Catedrala Sfintei Teodora de la Sihla, așa al este, cărei hram este pe 7 august și care este ocrotitoarea acestui sfânt loc de pelerinaj. Vreau să spun că întreaga zonă este o zonă sfântă. Pentru cei care nu știu, pornind din Târgu Neamț, se poate ajunge la Agapia Veche, Agapia, cea din deal, Agapia Nouă, cea de jos. Se urcă la Peștera Sfintei Teodora, este Schitul Nou, se coboară la Sihla, la Sihăstria, la Secu, da? Și după aceea se trece pe partea cealaltă Ozanei, a Bistriței lui Ion Creangă, și se ajunge la Vovidenia și la Neamț. Deci este o zonă cu o încărcătură spirituală excepțională. Da? Sunt 7-8 locuri sfinte acolo. Recomand, cum să zic, sfințenie. Nu trebuie să fie neapărat atât de intensă ca să ne îndumnezeim, dar nici să dăm cu piciorul la așa o ocazie. Recomand tuturor celor care ajung în zona Târgu Neamț să meargă acolo, pentru că este extraordinar ceea ce este acolo. Și Văratec, uitați-mi de mănăstirea Văratec. Deci este o zonă, da, de o încărcătură spirituală excepțională. Extraordinar, exact. Da. Multe moaște de la diversi sfinți, părticele, sigur că da, care îi dau locului și la Sihăstria o încărcătură deosebită. Vorbeam despre Părintele Cleopa, care avea
sclavie la Maica Domnului și spunea să ne rugăm pentru că este grabnică ajutătoare. Și cât de mare înțelepciune ne sfătuiește, ne sfătuia Părintele Cleopa, să spunem în mintea noastră: Doamne Iisuse, Doamne ajută-ne, Doamne Iisuse ajută-ne, exact, rugăciunea inimii. De exemplu, sfaturile pe care le dădea oamenilor, care veneau cu necazuri și veneau cu lucruri concrete, materiale, poate unor frivole, erau foarte înțelepte. Spre exemplu, femeilor care nu se înțelegeau cu soților, se spune, pentru că erau nemulțumite și veneau într-un soi de spovadă, să-i spună părintelui, le spunea: nu știi tu cât sfințește bărbatul, cât se sfințește bărbatul necredincios prin femeia credincioasă și invers, ca atare le sfătuia să lupte, chiar dacă bărbatul era oarecum mai tulburat, să spunem, iar celor care întrebau de farmece sau de lucruri necurate, le spunea: nu vă temeți Dumnezeu, pe Dumnezeu să vă temeți, să nu-l supărați, rugați-vă, postiți și faceți Sfântul Maslu. Iată câte, vorbesc foarte repede pentru că sunt multe lucruri de spus. Da. Iată câte lucruri minunate ne învață Sfinții Duhovnici. Așa este, iar Părintele Cleopa avea obiceiul că aproape în fiecare zi, mai puțin sărbătorile mari, când erau slujbe îndelungate, să primească oamenii, să le asculte nevoile, problemele, păsurile, exact, problemele, și să le dea un cuvânt de înțelepciune. Eu am fost de mai multe ori acolo, deci m-a atras ca un magnet părintele, deci sfințenia are o caracteristică, atrage oamenii, da? Și venise un bărbat, zice: nevasta mea e bețivă, ce să fac, părinte, să dau divorț de ea? Zice: nu, e păcat mai mare. Zice: dar eu am renunțat la băutură, să arăt că se poate renunța. Zice: rabdă și se va îndrepta prin rugăciune. Păi, una dintre vorbele părintelui Cleopa era răbdare și iar răbdare, da. Și chiar un călugăr zilele trecute ne-a sfătuit ca atunci când să evităm, ca atunci când cineva are un defect, apropo de bețiv, spunea: nu-i spuneți unui om bețivule, pentru că atunci îl judeci. Spune: era pe drum un om beat. Și în momentul acela tu practic doar zugrăvești o realitate, dar nu judeci omul respectiv. Întreba de un credincios cum să se roage, Părintele Cleopa a spus: roagă-te întâi cu gura, că de aici rugăciunea trece la minte, asta spuneam, și apoi la suflet. Deci foarte important este să știm să ne rugăm. Ideea este că nu poți cere unui om să se înduhovnicească peste noapte. Peste noapte, da. Nu se poate, trebuie început cu începutul. Și primul început este regula rugăciunii. Și el zicea un lucru și toți marii noștri duhovnici ne-au învățat și ne învață în continuare, că suntem încă o țară plină de oameni duhovnicești. Una din tentațiile celor care se roagă este, zic, nu m-am rugat ieri, lasă că mă rog azi pentru amândouă zilele, și după aia zice: da, e mult, și nu se mai roagă și ajunge să nu se mai roage deloc. Ce zicea Părintele Cleopa? Fă-ți rugăciunea zilei, dacă ai sărit peste o zi, fă-ți rugăciunea zilei celelalte, nu te mai întoarce, ziua aceea a trecut. Dumnezeu, dacă te vei ruga pentru, după canonul zilei tale, te va ierta pentru că ai uitat să te rogi ieri, pentru că e ispită de la diavolul. Da? Deci să ne rugăm în fiecare zi, dacă am uitat să ne rugăm într-o zi, să nu ne rugăm a doua zi de două ori mai mult, pentru că trebuie să înțelegem un lucru: rugăciunea nu e cantitativă. De ce? Relația cu Dumnezeu nu e cantitativă, este calitativă, odată restabilită, iar de tot ceea ce este în urmă. Da? Era unul din învățăturile părintelui Cleopa și foarte adâncă, că asta e o chestie, lasă că mă rog duminică pentru săptămâna. E serios, rugă-te fiecare zi sau rogă-te o dată pe săptămână, nici nu neapărat duminică, dar rogă-te cu sufletul. Iată, acum avem imagini de la peștera Sfintei Teodora de la Sihla, spuneam, cu hramul pe 7 august, un loc de pelerinaj și rugăciune, această mireasa lui Hristos, care încă de timpuriu a luat calea nevoirii în cele sfinte, în sensul că, deși a fost căsătorită cu oarecum împotriva voinței ei, a simțit atât de puternic, și soțul s-a călugărit, exact, a simțit și exact, sub numele Lefteri, a simțit atât de puternic dorința aceasta de a se retrage în pustiu. Se pare că inițial s-a dus la schitul Vărzărești, care a fost incendiat, după care s-a retras cu stareța sa, Maica Paisia, în pustiu. După ce a murit și aceasta, a rămas chiar singură. Aici avem imagini de la Sfântul Altar de la peștera Sihla, unde ne putem ruga. Este un loc fascinant. Iată, aici este peștera unde care chiar s-a crăpat atunci când turcii au venit și Sfânta s-a rugat să fie apărată de ei și s-a crăpat această peșteră. Și foarte interesant faptul că, deși la început se spune că era și ea testată de diavol ca noi toți, când se ruga la sfârșitul, spre sfârșitul vieții, mânca numai fructe de pădure, aduceau păsările pâine, se spune că spre sfârșitul vieții se ruga atât de puternic și rugăciunea de
foc, renumita rugăciune de foc care înlătură diavolii, încât trupul i se ridica de la pământ și primise harul și darul de a face minuni înainte de moarte, atunci când a fost povedit. Așa este. A fost o ființă care chiar a trăit dumnezeirea și deci viața ei cumva, în viața ei a încercat să retrăiască destinul părinților lui Hristos, pentru că și aceia au trăit în curăție, căsătoriți fiind, și la fel și ea și soțul ei, care și el era un creștin credincios și au acceptat, pentru că el a văzut vocația ei și el fiind creștin a zis, da, mergem pe linia asta. Și amândoi s-au călugărit, adică un model de evlavie duhovnicească extraordinară și venind de la tineri care au știut să-și înfrâneze pornirile pentru dragoste de Hristos. Da? Și era la Sihla, parcă de acolo urca, sau de la Sihăstria, nu mă țin minte bine, urca un duhovnic să o împărtășească, pentru că duminică. Au văzut păsările care i-a da, și a murit dar. Acela și la un moment dat doi frați care erau cu muncă, cu slujbă în pădure pentru mănăstire, au văzut păsările acelea care duceau hrană și s-au dus după ele și au găsit-o că murise părintele care venea de la Sfânta Mănăstire să îi aducă pâinea și vinul, care erau hrana cea duhovnicească a așa ei. Este. Și tot în munții aceștia ai Nemțului de care faci vorbire, vreau să spun că și până acum și acum sunt oameni care s-au sihăstrit și se ascund. Iar unii dintre ei povestesc tot așa, au câte un părinte la mănăstire care acela știe de ei și vine duminica să le aducă trupul și sângele lui Hristos. Nu este ușor. Și prin rugăciune ei zic, domne, noi am renunțat la hrană. Singura hrană este paharul de vin și bucata de pâine primită duminica și în rest ei duc viața de rugăciune. Da, dar iată cât de frumos model de sfințenie viața Sfintei Teodora de la Sihla, cea care prin toată nevoința și rugăciuni retrăgându-se în munți și mâncând ce aduceau păsările sau fructe de pădure, era prietenă cu animale, că mă întrebam, totuși ar fi trebuit să-i fie frică și... Nu, pentru că cei care se îndumnezeiesc trăiesc pe Adam de dinainte de cădere, care are puterea asupra firii, ființelor și asupra tuturor firii. Întregii creații, care puterea veche dată de Dumnezeu. Iar la peștera este sus și jos se găsește schitul Sihla cu hramul nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, mai este și o bisericuță de lemn cu hramul Schimbarea la față, deci oricum este un loc în care puterea rugăciunii este incredibilă, iar acest model al Sfintei Teodora și, repet, care la sfârșitul acestei vieți de nevoință întru cele spirituale, religioase în Hristos, mireasa lui Hristos, se ruga cu mâinile înălțate la cer învăluită de lumină de foc, cu această rugăciune de foc și, repet, trupul se ridica de la pământ. Deci iată că primești, diavolii se spune că nu mai aveau putere asupra ei și era făcătoare de minuni. Deci primește aceste daruri, dar sigur în momentul în care de la Agapia nouă, cea din jos, se urcă pe pârâiașul Agapiei până la Sihla, care este un schit, să zicem așa. Și acolo s-au retras mulți oameni în duhovnicii de-a lungul vremii. După aceea se urcă și se coboară imediat, se ajunge la peștera Sfinte Teodora și după aceea se coboară la Sihăstria, pentru cei care vor să aibă o imagine clară. De atâtea ori am fost acolo. Și e minunat. Vreau să spun că moaștele ei au fost duse de ostașii ruși înainte de multă vreme, într-unul din războaiele care s-au purtat pe teritoriul țării noastre și s-au dus la Pecerskaya Larva, la Kiev. Și poate că n-ar fi rău ca autoritățile noastre religioase, în colaborare cu statul român, să întreprindă demersurile necesare ca să fie repatriate aceste moaște ale Sfintei. Da, au stat o vreme în țară, în 1856 au fost duse în Ucraina. Da, n-ar fi rău să se încerce această revenire. Știi? Da. Minunat loc de rugăciune. Revenim după publicitate. O
Să vorbim puțin, pentru că am uitat să menționăm un alt lucru minunat de la Mănăstirea Sihăstria, care are pe laterala celor două mănăstiri, are și un cimitir incredibil de puternic, unde este înmormântat părintele Cleopa și părintele Paisiolaru. Așa este. Un loc unde o lumea vine și se roagă. Trebuie să știm că părintele Cleop a fost ucenicul părintelui Paisiolaru. Da, și sunt și mulți alți preoți. Pe lângă ei sunt mulți alți oameni duhovniciți. Dar părintele Paisiolaru a fost și el un om sfânt. Un om care a făcut școală duhovnicească și care l-a adus pe Hristos în mintea și în suflet la mii de oameni. Deci noi trebuie să înțelegem că acești doi oameni care unul pe altul s-au învățat, învățat în Hristos. Deci pentru că asta este marele miracol al creștinismului ortodox. Învățătura este în Hristos și atunci de aceea vine atâta lume. Deci pelerinajul nu e la un individ, ci la Hristos mărturisit de acel om, pentru că asta este important, că mulți nu înțeleg ce înseamnă sfințenie ortodoxă. Zic că e un om, putrezește ca oricare. E, nu. Este modelul nostru pentru relația noastră cu Hristos, ceea ce e mare lucru. Și e mărturia faptului că așa cum s-a îndumnezeit acela, și noi ne putem îndumnezei. Și un lucru foarte interesant, părintele Iustin Pârv într-adevăr avea duhul blândeții, părintele Cleopa se pare puțin mai ferm, dar tot înțelept și blând și bun. Atunci când cineva avea un, nu duh necurat, avea o problemă și venea și spunea, eu vreau să scap de un anumit păcat, sfaturile erau destul de dure, erau destul de puternice astfel încât să ajungă la sufletul lui persoanei respective. Spre exemplu, părintele Cleopa ne sfătuia să nu dai un sfat nimănui dacă nu l-ai trăit tu. Pentru că sunt multe persoane care te sfătuiesc, dar nu au avut experiența ta de viață și atunci mai bine nu dau un sfat dacă n-ai trăit și tu. Iar pentru cei care veneau și spuneau că tot felul de pofte, că nu reușesc să scape de materialitate, de lăcomie, le spunea cum că toate sunt trecătoare și până la urmă, dacă nu ai grijă de suflet și tot ce ține de spovedit, milostenie, viață curată, rugăciune, nu ai nimic. Deci iată lucruri care, de care trebuie să ținem cont. Vorbeam și despre faptul de a fi ascultător, de a fi înfrânat și de a nu osândi. Iată câte lucruri importante, pentru că dacă, spre exemplu, un om este tulburat de o persoană, chiar era întrebat părintele Cleopa, dacă cineva are un, nu știu, un coleg sau un prieten care este foarte aprig la mânie sau foarte arțăgos, cum poate avea pace? Iar părintele Cleopa foarte înțeles spune, păi omul arțăgos sau omul rău sau omul, nu știu, care îți face rău, are el în primul rând, și așa trebuie să-l vezi, are el însuși un mare chin prin acest păcat, prin acest viciu. Nu te mai revolta și tu asupra lui. Așa este, pentru că noi, vedeți, noi în lumea contemporană trăim foarte multe conflicte. Ce vrea să zică părintele Cleopa oamenilor prin lucrul ăsta? Că, de fapt, odată nu trebuie să-i judecăm, pentru că noi nu știm chinul acelui om și minunat spune. Deci mai bine decât un psiholog de marcă, aș zice. Deci omul acela arțăgos are un mare chin în el, da? Iar faptul că el se descarcă pentru e chinuit de dragi. Ce să mai ne ascundem atât? Să spunem lucrurilor pe față. E chinuit de dragi și acei dragi, el nu mai suportă și se scutură de ei și găsește nevoia să stabilească un canal de comunicare prin care să scape și să, el nu se mai gândește că îi întrecește pe altul. Noi dacă vrem să ne îndumnezeim, în primul rând trebuie să vedem starea lui, starea omului care ne face rău de lângă noi. Că dacă o vedem, nu zic că e o rezolvare a problemei, dar ne ajută să înțelegem faptul că nu individul este de vină, el se face vasul, canalul de acțiune al demonului și după aceea putem să-l ajutăm, dar îl putem ajuta dacă ne roagă să-l ajutăm. Trebuie să înțelegem foarte bine foarte lucrul ăsta. Mulți călugări mi-au spus acest lucru. Da, doar atunci. Doar atunci. Pentru că dacă noi vrem să-l ajutăm fără să fim rugați, el, chiar el ca individ, nu doar diavolii din el, resimte, acel individ resimte ca pe o agresiune, da? Și refuză. Da? Trebuie să-l aducem pe omul de lângă noi, dacă vrem să-l ajutăm cu adevărat și dacă și noi considerăm că suntem pe calea lui Dumnezeu. Întâi să înțeleagă
recunoască faptul că el are nevoie de ajutor, da, și să lăsăm la judecata lui să ceară de la noi sau de la altcineva ajutor. Iată, în vorbele părintelui Cleopa, mâncava raiul, tot aici la Sihăstria, da, avem și chilia părintelui Cleopa, da, și cu lucrurile părintelui și multe, multe icoane. Foarte frumos locul, cu totul și cu totul special. O altă mănăstire foarte frumoasă de lângă Iași, am spus mai devreme, unde un preot, un călugăr de mare forță, părintele Calistrat Chifan, un om extraordinar care are harul acesta de a vedea în sufletul omului, la mănăstirea Vlădiceni, acolo unde se află și o părticică de la Sfântul Mina și de la Sfânta Muceniță Chiriachi, un veșmânt al Sfintei Cuvioase Parascheva, iarăși un loc deosebit. Da. De o forță extraordinară. Da, așa este și acolo. Tradiția duhovnicească este veche, și, dar pe lângă acest aspect de vechime și de tradiția trăirii în Hristos, noi mai trebuie să înțelegem un lucru. Vechile biserici, vechile mănăstiri, vechile schituri au fost puse întotdeauna în locuri bântuite de rău, ca să le ridice, ca să alunge răul. Da? Pentru că, care era etalonul creștinului? Da? Sunetul toacei de la biserică. Da? Pentru că aceea vestea rugăciune și coborârea lui Hristos în inimile oamenilor. Deci această mănăstire este acum într-o zonă industrială. Da? E, păi, vreau să spun că locurile astea sunt vechile sihăstrii. Cum erau vechile locuri bântuite acum 500 de ani sau 700 sau 1000 sau 1500 de ani? Așa sunt zonele acestea post-industriale, în care a fost industrie, industria s-a cam dus, au rămas cam părăginite, loc ideal pentru rău să se manifeste. E bine, și locurile astea trebuie să fie înălțate, și doar prin cuvântul lui Hristos pot să fie înălțate. Și aceste mănăstiri au un rol excepțional pe care noi nu-l înțelegem. Poate, ce caută biserica asta într-un cartier de blocuri? Ce caută biserica asta între întreprinderi? Păi pentru că e nevoie de ea acolo. E nevoie de cuvântul lui Dumnezeu peste tot. Doar așa trebuie să înțelegem lucrurile astea. Este un lucru minunat, și faptul că sunt oameni excepționali acolo și e trăire duhovnicească ajută enorm. Ce mi s-a părut incredibil și o adevărată revelație este faptul că atunci când pleci într-o astfel de călătorie în care tu pleci cu niște gânduri, cu o intenție bună, bineînțeles, nu știi unde ajungi, nu știi unde te duce Dumnezeu. Mesajele sunt atât de puternice și revelațiile sunt atât de de mare forță și spectaculoase de-a dreptul, încât Dumnezeu îți deschide inima de o manieră inedită și greu de explicat cu mintea noastră umană, cerebrală, intelectuală sau cum vreți să o spuneți. Eram la Sihăstria și coboram, mă duceam spre chilia, mergeam spre chilia părintelui Cleopa, și coboară un om, pur și simplu, modest îmbrăcat, care părea că muncește în curtea mănăstirii, și după ce spune Doamne ajută cu o forță care i-a venit direct din inimă, spune așa cu supărare, mergea bodogănind oarecum în față, în fața noastră, și bodogânea și zicea: am venit la mănăstire, mă retrag aici, m-au primit, pentru că m-au dat frații afară din casă și am rămas pe drumuri. Dar avea așa o resemnare, dar totodată o bucurie că a venit la Hristos și venise să ajute la mănăstire. Era un om simplu, după care l-am văzut mergând pe jos, nu știu unde se ducea, nu știu, mi se pare că era și desculț. Deci oricum, revelația a fost, nu am cuvinte acum pentru că trebuie să păstrăm un ton, dar e înduioșător, adică îți dau lacrimile și plângi în hohote la așa ceva. Când îți dai seama că atunci când trebuie să-L descoperi pe Hristos și pe Dumnezeu, cea mai puternică tragedie poate, sau El nu a ales conflictul, nu a ales, și a zis: nu m-am certat cu ei pentru o bucată de pământ, am venit la biserică. Deci a ales calea lui Dumnezeu, l-avea pe Dumnezeu în el. Extraordinar. Da. Deci, un om pur și simplu uimitor. Da, că mulți zic, noi suntem o țară, se ucid frații trei. Păi uite că e un exemplu că nu este așa. Da? Celor care susțin lucrul ăsta zic, da, unii, dar alții aleg calea lui Hristos. Da? Deci e un exemplu extraordinar pe care l-ai dat. Sunt multe mănăstiri, o să mai facem emisiune pe Agapia, Vărate, că avem fotografii și de acolo, dar nu acum. Iarăși în Iași, Mănăstirea Treierarhii, un monument inconfundabil care
situată în centrul tradițional al Iașului, cu hramul, sigur, Sfinților Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigore Teologul și Ioan Gură de Aur, un locaj de cult incredibil. Așa este. Deci acolo și biserică plină de sfințenie și un loc în care au fost atâția oameni și exemplu clar că, iată, cuvântul lui Hristos e activ în lume pentru că e în centrul Iașului. Da? Și Iașul fiind capitală a Moldovei atâta mare de vreme, a rămas în continuare un loc de înălțare spirituală această biserică a trei ierarhilor. Și nu vorbim de arhitectură, vorbim de viața duhovnicească de acolo, de oameni înalți care au trăit. De faptul că nu trebuie să se gândească oamenii doar la veșmântarea frumoasă exterioară, că e și monument de arhitectură, dar la frumusețea de dinăuntru. Și vreau să spun că acum mai multă vreme, vreo 20 de ani, în una din dățile când am vizitat Iașu și nu am ocolit, evident, nici trei ierarhii, era un grup de israelieni care erau români, de fapt, erau evrei români, care plecaseră la vârste mici în Israel. Unii erau copiii acelor evrei și era ghidul era tot evreu român. Venise și le povestea despre biserică și zice, și un monument extraordinar românesc și foarte frumos, zice, și voi, și el fiind evreu român, așa, și voi aveți sânge românesc în voi, și ei toți au aprobat. Da? Da. Adică ei, și ei, evrei fiind, interiorizau frumusețea și înțelesul spiritual acelei biserici. Da. Asta vreau să zic. Și de la mănăstirea Cetățuia, iarăși locuri minunate de pelerinaj, bineînțeles, o să facem o emisiune specială dedicată locului de mare forță, nici nu știu să poate mă ajutați, care găzduiește moaștele cuvioasei Parascheva. Trebuie o emisiune specială, da, da, dedicată integral acestui subiect, minunile Sfintei și forța deosebită, oricum toate mănăstirile și trei ierarhi, care este chiar lângă mitropolie, deci este o forță incredibilă. Mai avem de asemenea mănăstirea Galata, tot în zonă, și mănăstirea frumoasă, mănăstiri incredibile. Deci interesant este pentru cei care își doresc acest pelerinaj, sunt foarte multe mănăstiri pe care le pot vizita și biserici în zonă. Iașul este fascinant, un oraș minunat. Da. E o altă Romă, pentru că și da, este pe șapte coline, ca și Roma cea veche. Exact, exact. Și trebuie să mai zicem, vorbeam de cum anume au fost construite bisericile. Pe lângă faptul că ele au destinația aceasta de a înălța spiritual lumea și de aceea au fost puse în locuri unde era nevoie de ajutorul lor, trebuie să mai vedem că, dacă nu vorbim de biserici de mir, care sigur că au o slujire parohială și trebuie să fie în mijlocul oamenilor, dar nici acolo tot timpul nu sunt în mijlocul caselor, ci câteodată alături. Vechea geografie sacră a creștinismului și acestor locuri spune câteva lucruri despre așezarea bisericilor cu rost duhovnicesc. Unele sunt așezate pe vârf de deal sau de munte, ca puterile sfinte să se împrăștie ușor tuturor, văzut și nevăzut. Da? Odată, că mulți zic, domne, mi-e rușine să fac cu tare lucru că mă vede Hristos din biserică. Da? Nu, îl vede și dacă nu vede biserica, da? Dar e un ajutor. Sau lângă un curs de apă sau lângă un lac, pentru că puterile sfinte folosesc apa ca pe un amplificator major al acestei sfințenii. Da? Și dacă ne gândim la acest lucru, înțelegem mai bine geografia sacră a României. Și geografia sacră, exact, apropo și de Ceahlău, de Muntele Sfânt, exact, și Sacru, dar trebuie să mai înțelegem un lucru. Pentru sfințenie este necesar, nu, acum sigur nu o să putem cu toții, dar măcar să începem să gândim așa și să intrăm într-o lume minunată, care este lumea credinței, lumea lipsei de frică, este lumea lui Hristos, da, este lumea, da, în care nu ai deznădejde, în care totul în jurul tău nu este decât Dumnezeu și tu în Dumnezeu. Dar sunt câteva lucruri minunate pe care le putem face în țara noastră, aici. Să vizităm, poate, din când în când, atunci când timpul ne permite și avem sufletul curat, mai ales atunci când suntem mai supărați decât niciodată. Este un moment foarte prielnic să-L găsim pe Dumnezeu. Aceste minunate locuri, mănăstiri, biserici ale țării,
fascinante. Aici se găsesc icoane făcătoare de minuni, moaște, ele au o forță pe care nu putem să o avem la noi acasă, oricât ne-am străduit, dar asta nu înseamnă că nu posteroși acasă, chiar este indicat. Aici descoperim preoți și călugări care ne pot da sfaturi de o forță incredibilă, care ne pot fi model pe tot parcursul vieții. Trebuie să înțelegem acest lucru. Vreau să spun un lucru. Ca să ne putem ruga cu râvnă și pricepere și eficiență la biserică sau la mănăstire, trebuie să ne putem rugăm întâi și acasă. Și mai așa pot să spun un am lucru. Ajuns la final, din păcate, Lucrețiu. Exact. Promitem să reluăm aceste minunate pelerinaje pe care le vom trăi alături de telespectatori. În încheiere aș vrea să spun din nou ceea ce ne-a învățat Părintele Cleopa, să-L avem pe casfat, să-L avem pe Dumnezeu, să avem către Dumnezeu inimă de fiu, către noi minte de judecător și către aproapele inimă de mamă. Foarte frumos! Da. Rugăciune, credință, smerenie și milostenie, cred că sunt niște sfaturi minunate pentru a fi cu adevărat fericiți. Lucrețiu, vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Mulțumesc. Ne revedem și sâmbăta următoare. Noapte bună și multă liniște și credință în suflet. Respiră.